Timp de o săptămână, Biblioteca Municipală Ioan Barbu din Câmpulung găzduiește o expoziție dedicată filozofului și istoricului religiilor Mircea Eliade. Autorul romanului Mai Trei face parte din generația de intelectuale ai perioadei interbelice, care a lăsat o vastă operă literară și științifică. Emigrează în Statele Unite ale Americii, unde devine profesor universitar la Catedra de Științe ale Religiei din Chicago. Interzis în România comunistă, romanele și cărțile sale încep să fie traduse în special după 1990, când este ales și membru post-mortem al Academiei Române. În această săptămână, la Biblioteca Ion Barbu din Câmpul Long, expoziția de carte este dedicată în 117 ani de la nașterea filozofului și scriitorului român Mircea Eliade. Acesta, născut la 9 martie 1977 în București, este autor a peste 30 de volume științifice, opere literare, dar și a peste 1200 de articole din divariate tematici. A fost declarat membru post-mortem al Academiei Române în 1990, însă opera sa completă cuprinde peste 80 de, de, volume. Prima carte publicată a lui Mircea Eliade a, fost, a avut caracter autobiografic, romanul Adolescentului Miop, Ulterior, după aceasta, pasiunea sa va deveni filozofia indiană, cu o bursă va studia limba sanscrită în India și își va da chiar și doctoratul în filozofie. În perioada 1932-1943 publică mai multe volume de proză, eseuri și lucrări și se remarcă prin romanul mai 3, mai ales datorită faptului că personajul principal al romanului a trăit până în 1990 în India. Mai trei, de fapt, era fica unui fost filozof indian, personajul principal al romanului. Din 1957, Eliade se stabilește în Chicago, Statele Unite, unde devine profesor de istoria religiilor, membru al mai multor institute de prestigiu și doctor Honoris Causa la mai multe universități din Statele Unite. În creația sa, a pus accent pe conceptele de spațiu și timp și pe conceptul de sacru. Catedra de Istoria religiilor de la Universitatea din Chicago îi poartă numele, însă el a rămas în istoria literaturii române prin cunoscutele romane la țigăni și întoarcerea din rai noaptea de sânziene, romanul adolescentului Miop și, și, altele. Rămâne unul dintre mari scriitori ai literaturii române. Publicul vizitator se poate familiariza cu opera marelui cărturar, răsfăind cărțile publicate în ultimii 30 de ani în România. Expoziția este ocazionată de împlinirea 117 ani de la nașterea lui Mircea Eliade.